Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Progresul nu poate fi oprit, progresul nu poate fi oprit. Lider grei ai PNL, grei ca funcție, nu, deși și, dar nu toți. Nu toți. Lideri grei au participat la inaugurarea unui tren pe ruta București-Câmpulung, adică unui tren, nu, adică garnitura, nu o rută nouă. Nu e ca și cum cineva ar face o linie de cale ferată nouă. Astea s-au făcut pe vremea regilor, monarhia, un pic pe vremea comunismului, mai mult pe vremea comunismului și după aia gata, acum nu mai avem rute noi, nu-ți dai seama cum au făcut aia și ăștia nu pot. Dar s-a inaugurat trenul, s-a schimbat trenul, practic. Au fost prezenți la eveniment, s-au pozat din toate unghiurile următorii domni și doamne. Ia să vedem. Ministrul Justiției Alina Gorghiu, care este și președinte PNL Argeș. Bravo. Liderul liberal de la Câmpulung, Noris Măgeanu. Bravo. Prefectul de Argeș, Radu Pereanu. Ion Popa, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Trebuie precizat că domnul Ion Popa e secretar de stat specializat pe domeniul naval. Dar... Dacă se face barcă că plouă, dânsul a fost acolo, știe exact ce. Naval, feroviar, tot transport este. Transport. Un pic. Crezi că o să prindem vremea aia când o să mergem între București și Câmpulung cu barca? Sper că nu. Deși la cum ce se întâmplă cu planeta și cu clima nu știm niciodată. Da. Într-o postare pe Facebook, liberalii argeșeni au scris... Am deschis un nou capitol în transportul mușelenilor. Începând de astăzi, pe ruta București-Câmpulung circulă un nou tren. Președinta PNL Argeș și ministra Justiției Alina Gorghiu și președintele PNL Câmpulung Noris Măgeanu au venit să-l vadă. Pozele vorbesc de la sine. Și vă rog să remarcați că nu se vorbește de un tren nou, ci de un nou tren. Da. Aici e o subtilitate. Subtilitățile limbii române sunt foarte importante. De ce? Deoarece noul tren nu este și nou. Ba din potrivă, el are deja 20 de ani vechime. Înțelegeți? Dar progresul, că am zis că progresul este că acest tren vechi de 20 de ani și recondiționat, o garnitură zimă, scrie Club Feroviar, îl înlocuiește pe anteriorul care avea 86 de ani. Deci, practic, acesta vechi, de 20 ani, e de 4,3 ori mai nou decât ăla de 87 de ani. E nou-nouță, e nebuit. În plus, după cum s-a comunicat, noul tren mai vechi are și încălzire, spre deosebire de Ălilantul, deci progresul este incontestabil. Băi, ce, are și răcire sau doar încălzire? Nu știu, vom vedea la vară. Aici, deși nu știm, pentru că aici se pune întrebarea cât va ține această minune. Pentru că aici sunt unele temeri, deoarece anul trecut CFR, pe aceeași rută București-Câmpulung, a pus o săgeată albastră. Care nici alea nu sunt prea noi, dar mă rog, a pus săgeată albastră, asta era mai bine decât... dar pe care a schimbat-o în scurt timp cu acest tren Malaxa, produs în 1937, care tocmai a fost înlocuit acum cu cel mai nou de 4,3 ori, de numai 20 de ani vechime, la care s-au inaugurat cu poze cu toată conducerea. Asta, în istoria inaugurărilor, de care noi ne ocupăm, știți foarte bine, la Republica Fantastică România, asta e ceva nemai văzut. Adică până acum, știți, s-au inaugurat diverse obiective tip scară, lift... toalete. Balustradă, toaletă, o fațadă. S-au inaugurat lucruri care încă nici nu există. S-au inaugurat începerea lucrărilor pentru niște... Da, s-au inaugurat semnarea unui acord de prelicitație pentru ceva. Dar inaugurarea ceva vechi, de 20 de ani, nu s-a mai fie văzut. Și recondiționat, nu s-a mai făcut. Deci asta este nou. Creativitatea politicienilor români în privința inaugurărilor pare nesfârșită. Ne bucurăm că suntem contemporani cu acești politicieni care ne oferă subiecte pentru Republica Fantastică România. Asta e. Dar, pe de altă parte, nu poți. Adică liberalii argeșeni sunt, domne, sunt patrioți adevărați. Ei țin cu țara. Prin noi înșine, cum spun ei. Adică, atunci când atâția români își iau mașini second hand, că nu-și pot permite mai mult, dar nu erau să se pozeze ei în vreun tren nou să sfideze oamenii. Au luat și tren second hand. Second hand, asta e, atâta s-a putut. Din Germania, că e ținut în garaj. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.